Ce faceți, vă salut și bine v-am regăsit la probabil unul dintre ultimele experimente cu FIFA 22 de pe canal. Suntem aici la Conference League în grupe și o să punem toate cele trei echipe din România care sunt acum în play-off-ul din Conference League în grupele acestei competiții. Să vedem ce ar face dacă s-ar califica toate trei în grupe. Sunt tare curios, ar fi foarte bine dacă s-ar întâmpla acest lucru și în viața reală. Adică ar fi bine să fie măcar în grupe. Mai încolo, dacă sunt undeva, Doamne ajută, da, măcar dacă ar fi toate trei în grupe ar fi chiar fantastică părerea mea la ce nivel suntem cu FOB-ul în aceste momente. Nu uitați acolo de like dacă susțineți seria asta de experimente pe canal și vreți să postăm mai multe și cu FIFA 23 când o să apară. Cred că o să fie destul de interesant. Sunt că e sigur dacă n-ați făcut-o până acum foarte, foarte aproape cei 4.000 de abonați. Cred că peste 200 să ne facem 100%, adică până începe școala. Speră că după aceea când începe școala e jale mare când începe școala. Bun, hai să trecem la treabă. Vă explic grupele. Bun, Craiova 1 este Craiova, este în grupa B cu Ghent, Vicente și cu Raio. O grupă, părerea mea, greuță, dar poate să se ducă mai departe, părerea mea, adică sunt altele, bine, dacă era în grupa asta era mai ok, dar așa s-a nimerit. Și hai să zicem că e grupă destul de greuță, dar eu am speranțe că se va duce mai departe Craiova. CFR-ul e teoretic cum a fost anul trecut cu Alkmaar, Randers și cu Waterford. Asta n-a fost gen în viața reală, mai țin minte ce echipă a fost în viața reală pe lângă cele două, dar e pus automat de joc care jumătate de stea, nu știu ce echipă e, slabă rău, din Irlanda. Ar trebui, părerea mea, cred că să se ducă CFR-ul fără probleme, părerea mea. Poate cu Alkmaar să aibă ceva probleme. Mai departe avem grupa H, grupa FCSB-ului cu Basel, Vålerenga și cu Hatayspor. Și au o grupă, părerea mea, accesibilă, mai accesibilă decât Craiova, de exemplu. Dar cred că mai greuță un pic decât a CFR-ului. Vedem, celelalte, eu mai ziceam, Slavia, Feyenoord, PAOK, Ren, Spurs. Da, e destul de interesant. Dăm advance. Noi suntem, nu știu la ce echipă suntem, cred că am dus la Arsenal, nu știu la ce echipă m-am dus, nu mai contează asta. O să simulez până la sfârșitul sezonului să vedem ce va face fiecare echipă și chiar sunt curios și în campionat ce vor face. S-a terminat sezonul, haideți să vedem ce au făcut echipele noastre în grupele conferințe. Să sperăm că au trecut măcar una să se ducă mai departe. Bun, aici frumos, Conference League, finala e Roma cu Tottenham, dă mai repede așa să nu se vadă. Bun, Craiova pe 3, nu merge mai departe, din păcate, în grupa cu Raio Vallecano, Vicente și cu Ghent. Ghent e pe ultima poziție. Wow, super, ce o grupă promă echilibrată, Craiova are o victorie cu Raio chiar, cu Raio Vallecano. Egal cu Vicente, încă un egal cu Ghent. Asta a fost problema, cred că au avut 3 egaluri, cel mai multe egaluri din grupă. Putea să ducă mai departe, chiar avea toate șansele, se pare. A pierdut 2-0 de la Vicente. Destul de ciudățea, adică Vicente avea ultima șansă să ducă mai departe. Bun, vedea acum pe CFR, nici CFR-ul nu merge. Bine, teoretic nici în viața n-a mers cu Alkmaar și cu Randers. Randersul pe 2 termină, Alkmaarul pe prima poziție detașat. Waterford ia și ia 5 puncte, wow. Ia bă, duce FR-ul 5-0, dar ia 5 puncte. Cum ia 5 puncte, nu știu. A făcut egal cu CFR-ul altă și a bătut și pe Randers. 3-0 Alkmaar cu CFR, mamă. Bun, până acum 0 din 2. Sperăm că FCSB e mai departe. Noi nici FCSB. Nu se poate. Niciuna. Nu mai am ce să mai zic. Pe 3 FCSB, Basel pe prima poziție, Hatayspor pe locul 2. 2 victorii, un egal și 3 înfrângeri.
Bă, da, chiar, bă, toate locul 3, măcar prins partea bună, nu e niciuna pe ultima poziție, toate locul 3. Dar totuși, se putea mai bine, se putea mai bine. Vrei să uităm și în Liga 1, ce se întâmplă? Tare curios, aici la Other Leagues probabil este. Căutăm frumos Liga 1. Unde este... Ia uite, Liga 1 o câștigă CFR-ul. Pe 2 este FCSB. Stai că aici e Liga 1, dar e fără play-off și play-out. Bă. Nu prea înțeleg. Nu prea înțeleg care e treaba aici. O să mă transfer la echipa din Liga 1 repede acum. Să văd. Pentru că nu sunt meciurile la zi teoretic. Da, revenim după, că nu înțeleg de ce nu arată și play-off-ul și play-out-ul, ar fi trebuit să arate. Nu e 30 de partide, sunt doar sezonul regulat, cum s-ar zice. Acceptăm oferta aici de la CFR, mergem la Cluj să vedem ce s-a întâmplat, pentru că e un fel de bug aici pe joc. Tare curios dacă a reușit să mențină prima poziție în campionat. Păcat că nu au putut face mare lucru în Europa. Și da, se pare că CFR-ul câștigă la doar 2 puncte față de Craiova. Incredibil ce luptă a fost în Liga 1. Incredibil. FCSB 4, care s-ar putea să nu fie în Europa mai departe. Să vedem în cupă. În cupă ce s-a întâmplat? Tot CFR-ul câștigă cupa, ceea ce înseamnă că FCSB-ul are un noroc chior. Și probabil o să face play-off-ul cu Farul sau cu Chindia. Deci, cum vine? Farul sau Chindia sunt colea. O să dăm un advance. Să vedem dacă va reuși FCSB să fie în Europa. Ia. Lasă asta cu contractele, șefule, că nu ne mai interesează. Doar sezonul ăsta îl făcurăm să vedem ce ar face echipele din România în acest sezon de conferință, dacă s-ar califica în grupe. Se pare că n-ar face nimic, dar nici n-ar fi ciuca bătrânilor să fie pe ultima poziție. Oricum, dacă avea 3 echipe, chiar e bine. Chiar e foarte bine. Ia, se văcură? Probabil se văcură. Probabil apare aici play-off. Să vedem. Da, câștigă FCSB-ul și o să fie din nou CFR, Craiova, FCSB. Chiar și UTA se pare în Europa. Ia, cine sunt cei mai buni jucători? Plazibat de la Clinceni, ok, nu știu cine e băiatul ăsta. 21,39 de partide. Ok, nu mai zic nimic. Omrani, 19 goluri. Omrani care nu mai e la CFR în viața reală. De la Steaua, Tavi Popescu, 18 goluri, forță rău. Și Craiova cu Nistor. 16 goluri Nistor, Bodonculu și Ivan cu 14. Interesant, asisturi hefte. Care încă e la Farul, nu știu ce încă e la Farul, pentru că am dat update și nu update de la transferuri. Cred că nu mai se fac automat, probabil, pentru că suntem la final de joc. Petrila și de la Craiova nu e nimeni. Nici de la FCSB, da, de la FCSB e tot Tavi Popescu, care are un sezon bun, se pare. De la Craiova tot Nistor și cu Ivan, da. Bun. Păi ce să zic, fraților, ăsta a fost experimentul, dură destul de puțin, cred că o să vedeți undeva pe la vreo, hai să zicem, 8 minute, cred, nu mai mult, pentru că nu prea am avut ce să fac mai mult. Asta era ideea experimentului, să vedem ce se va întâmpla, mă, ce plouă afară, ce se va întâmpla cu Liga 1, cum s-ar zice, pentru că reprezintă Liga 1, CFR, FCSB și cu Craiova. Era frumos să fie și Sepsi acolo în play-off, dar nu s-a putut cum să arăte. Să sperăm că o să se poată măcar cu 2 echipe din 3 în grupe, sau măcar una să fie. Părerea mea e că pot să se ducă toate. Părerea mea. Chiar cred că se pot duce toate. Nu sunt echipe chiar așa grele încât să le pună mari probleme echipelor românești. Aici punem capăt. Nu uitați de like dacă mai aveți experimente. Pe canal, subscribe desigur dacă ați făcut-o până acum, follow pe Instagram, pe TikTok, le aveți în descriere. Eu vă pup și vă spun la revedere.